Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Am primit zeci de mesaje de la voi în care mă întrebați dacă bicicleta asta este bună, dacă asta nu este bună, dacă merită 2000 de lei, dacă nu merită 1000 de lei, dacă și iar dacă. Așa că am decis să fac acest videoclip în care vă explic la ce ar trebui să fiți atenți atunci când cumpărați o bicicletă, cum să evaluați singuri o bicicletă, dacă merită banii pe care îi cere respectiva persoană sau producător pe bicicletă. Am împărțit o bicicletă în mai multe categorii și o să încep să vă prezint prima categorie, mai precis transmisia. De aici îți poți da seama dacă bicicleta este de tehnologie mai nouă sau dacă este mai veche sau tot așa mai departe. Transmisia îți poate spune dacă bicicleta este de calitate sau dacă este de o calitate mai slabă sau dacă este una profi sau nu știu, tot așa mai departe. De ce zic de transmisie? Că îți poate da calitatea, îți poate spune dacă este o bicicletă de calitate, deoarece este destul de complicat să schimbi o singură piesă la ea și să poți spune că, nu știu, ai pus un schimbător aici pe 9 viteze XTR și mamă, gata, este o bicicletă echipată XTR. Nu. Eu sunt adeptul bicicletelor care au echiparea completă. Adică, dacă aici în spate am, dau un exemplu pe bicicleta de aici, din stânga mea, dacă am un schimbător Acera, îmi place să am și o manetă de schimbător tot Acera, să am și schimbătorul de foi tot Acera și îl are, și angrenajul să fie tot din gama respectivă. Mulți producători de biciclete pun aici un XT, iar sus maneta poate fi de ore sau maxim SLX. Din punctul meu de vedere, asta te cam fură așa un pic la buzunar, că aici în spate se vede XT, dar maneta este, nu știu, SLX sau de ore. Am mai primit mesaje cu biciclete second hand în care exista o transmisie 3x9 XTR și prețul era exorbitant de mare pentru simplu fapt că era XTR. Într-adevăr, era XTR, doar că transmisia XTR 3x9 este atât de veche încât un Acera sau, nu știu, un maxim de ore poate schimba și poate fi la aceeași performanță cu XTR-ul de acum, nu știu, 3x9 era până, cred că acum 5 ani, ceva de genul. Ei bine, după seria ștanțată pe fiecare piesă în parte, îți poți da seama cât de nouă este componenta, din ce an este și mai ales dacă este compatibilă pe bicicleta pe care este montată. Am mai văzut schimbătoare, nu știu, de 8 viteze pe 9 și tot așa mai departe și chestii sucite, aș putea să le zic, pe biciclete noi, dar au fost cazuri destul de rare. Dacă vrei să schimbi o singură piesă, să treci de la 9 pinioane la 10, va trebui să schimbi și schimbător, și lanț, și pinioane, și angrenaj, și manete, posibil angrenajul să nu se potrivească cu monoblocul și lucrurile astea se pot extinde la un cost destul de mare și nu știu dacă mai rentează. E posibil să ajungi cu costul bicicletei la un preț mult peste a unei biciclete noi cu o transmisie pe care tu ți-o dorești și vrei să o montezi pe actuala ta bicicletă. Între schimbătorul de pinioane și maneta de schimbător de pe ghidon, este bine să ai cablu cămașă de schimbător. Aici avem un caz semi-fericit, aș putea spune. Cablu este unul de calitate de schimbător de pinioane sau foi, dar cămașa este de frână. Nu este o tragedie în lucrul ăsta, dar dacă vei schimba și cămașa și o să pui una de schimbător, lucrurile se vor îmbunătăți puțin și o să fie mult mai bine. 3x9 este o transmisie mixtă, o poți folosi și în oraș și la munte, dar nu cazurile extreme. Nu poți să te duci la munte să faci downhill sau să te dai foarte tare la munte, deoarece gama asta de schimbători este destul de slăbuță și lanțul ăsta o să-ți facă așa acolo. Dacă mai ai întrebări despre transmisie, rubrica la comentarii îți stă la dispoziție și poți să întrebi acolo absolut orice despre bicicletă și o să-ți răspund, o să te lămuresc dacă ai dubii sau întrebări sau alte chestii despre bicicletă. Și clasamentul transmisiei este în felul următor din punctul meu de vedere: 3x6, 3x7, 3x8, 3x9 de față, am o transmisie aici 3x9, 2x10 sau 3x10, 1x11, 2x11 și mai nou 2x12 sau 1x12. Cam așa sunt clasate transmisiile, pleacă de la 6 viteze, ajunge până la 12 și automat prețul bicicletei urcă treptat odată cu numărul de pinioane. Dar nu doar componenta asta contează de pe bicicletă și nu doar de aici îți poți da seama de prețul bicicletei,
Și următoarea componentă este, mai precis, furca. Dacă este vorba, bineînțeles, de un mountain bike și nu avem un city bike. Dar înainte să încep să vorbesc despre furcă, am uitat să menționez ceva. La bicicletele de downhill, partea de transmisie stă cu totul altfel. Cei de la Shimano au gama de vârf de la Shimano Saint cu 10 pinioane, dar asta nu înseamnă că este bună transmisia pentru a pedala, nu știu, pe plat sau în urcare. Cea de downhill, acolo vorbim de altă categorie, mai nou, sunt transmisii de downhill care au doar 7 pinioane. Asta nu înseamnă că este o transmisie slabă, este concepută, gândită pentru downhill, pentru, din punctul meu de vedere, nu știu de ce mai există transmisie la o bicicletă de downhill, e, nu știu, un cost în plus. Dar să revenim la următoarea componentă importantă, la o bicicletă, mai precis, furca. Dacă este cu suspensie, cum ne dăm seama ce este, ce face, ce nu face? În prima fază, cum facem diferența unei furci cu aer și una cu arc? Dacă aici sus avem un buton pe care îl putem învârti și scrie preload, furca este cu arc și nu o să poți să faci upgrade, să spui un cartuș cu aer și să-ți transformi furca asta entry level, pentru că sunt anumite furci profi pe care le poți transforma de la arc la aer, dar gamele entry level nu se pot transforma într-o furcă cu aer, deoarece costurile și nici nu se găsesc kituri speciale pentru a transforma furca cu arc într-una cu aer. Și următorul detaliu la furcă este cursa, pur și simplu partea asta cromată sau colorată la unele furci. Dacă o măsori, este dată în milimetri și atât ar trebui furca să culiseze, cât este dat aici. Și în funcție de asta îți poți da seama dacă poți să te dai agresiv cu bicicleta sau poți să te dai ușor. Indiferent dacă furca este pe arc sau pe aer, aici în partea de jos nu ai decât o piuliță de strângere. Dar hai să trecem și la brațul celălalt, care este mult mai important decât brațul ăsta cu arc sau cu aer. Iar aici, dacă este vorba despre o furcă entry level, e posibil să ai tot arc. Și dacă aici sus ai tot preload, înseamnă că ai o furcă cu arc stânga-dreapta. Dar următorul pas peste o furcă cu arc pe ambele brațe stânga-dreapta, mai precis aici în partea de sus avem un blocaj. Blocajul la furca asta este un blocaj mecanic. Și în partea de jos, dacă ar fi avut partea de cartuș și dacă furca ar fi fost cu rebound, aici jos ar fi trebuit să am un reglaj roșu de obicei, cam roșu înseamnă rebound. Iar următoarea tehnologie după furca de față ar fi o furcă cu rebound, dar asta ar însemna că aici sus să nu mai avem un reglaj de blocaj mecanic și să avem unul hidraulic. Diferența între un blocaj mecanic și unul hidraulic, mecanicul este pur și simplu fix, iar la parte la un blocaj hidraulic, tot în cazuri extreme, se mai lasă câte puțin. Asta nu înseamnă că furca este defectă. Și să facem un clasament așa cum am făcut și la transmisii. Prima furcă entry level bună, decentă, este cea cu arc și pe stânga și pe dreapta. Următoarea furcă este cea prezentă aici, cu arc pe stânga, are și pe dreapta un arc, doar că în partea de sus avem un blocaj mecanic. Următoarea, pe locul 3, ar fi o furcă cu aer, unde avem blocajul hidraulic și în partea de jos avem reglajul de rebound. Iar pe locul 4, 5, 6 sunt furcile unde cartușele sunt cu reglaj de compresie, low speed sau high speed sau un simplu reglaj de compresie și un singur reglaj de rebound sau poate chiar două. Dar hai să trecem și la următoarea componentă importantă din punctul meu de vedere. Pe locul 3 ar fi roțile. Și un lucru pe care am uitat să-l precizez la transmisii și la furcă, cu cât vrei un lucru mai performant, cu atât este și mai ușor și mai scump. Deci, de aici, din categoriile astea principale, mai precis transmisia și furca, îți poți face o idee despre bicicletă dacă este una ieftină și bună sau dacă este una scumpă și slabă. Mai sunt cazuri și de genul. Dar hai să vorbim și despre roți. Dacă până aici ai o transmisie și o furcă bună, bicicleta este decentă, este ok și este potrivită pentru ceea ce vrei tu să o folosești. Roțile, din punctul meu de vedere, sunt destul de ușor de schimbat, nu sunt legate de foarte multe piese ale bicicletei, deși trebuie să se potrivească pe standarde, dar prima componentă importantă la o bicicletă, la o roată, pardon, este butucul. Pe butuc tot așa găsim o serie, iar cu ajutorul acelei serii putem să intrăm pe internet, să o scriem pe Google și putem să vedem dacă butucul este pe bile sau pe rulment, sau caseta este pe bile sau pe rulment.
următoarea componentă sunt spițele. De obicei, spițele sunt entry level bune la biciclete până în, nu știu, 3.000, 4.000 de lei. Am văzut numai spițe de inox. Jantele de obicei sunt marca proprie a producătorului. Jantele se împart în jante simple, duble și duble capsate. Aici avem jante duble capsate, cam așa arată în jurul niplului. Există o capsă de inox, cred că este. La bicicleta mea de downhill nu am jante duble capsate, sunt jante simple. Așa au vrut cei de la Reverse să facă jantele de downhill necapsate. Dar dacă ai un butuc pe bile, asta nu înseamnă că este o tragedie. Se găsesc piese de schimb, conuri, bile. Dacă ai cupa butucului ciupită sau spartă, atunci trebuie să schimbi butucul. Avantajul la un butuc pe rulment este că schimbi rulmenții din interior și roata este nouă, fără nicio problemă. Și nu în ultimul rând, vorbim despre anvelope. Din punctul meu de vedere, sunt ultima ta grijă atunci când îți cumperi o bicicletă, mai ales dacă e second hand. Te încurajez să schimbi anvelopele și să-ți pui unele noi, deoarece este singura ta talpă de contact pe sol sau pe pământ și dacă nu ai aderență pe unde mergi, degeaba ți-ai bicicletă foarte performantă. Dar hai să facem și un clasament la roți. Butuci pe bile sau pe rulment, spițe din inox. La jante lucrurile sunt de 3 sau 4 tipuri, jante simple, duble sau duble capsate și anvelopele care pot fi entry level de la mărci poate mai puțin cunoscute până la mărci foarte cunoscute și deja dacă te duci într-o area a anvelopelor foarte cunoscute o să vezi că acolo o să te pierzi în detalii și nu o să știi ce să alegi și probabil o să iei tot ceva mix. Așa cum vin majoritatea bicicletelor echipate. Dar să trecem la următoarea componentă importantă a bicicletei, mai precis cadrul. Deși este cea mai mare piesă din ansamblul bicicletei, cadrul este foarte important, fără el nu poți avea o bicicletă, dar caracteristicile în mare ale bicicletei sunt foarte simple. Dacă este de aluminiu, dacă este de carbon, dacă este full suspension, dacă este hardtail. Și cred că aici ar trebui să mă opresc, deoarece dacă ne alegem aceste 2-3 criterii, de aici încolo lucrurile sunt foarte complicate. Mai precis, geometrie, dacă are rutare internă, dacă este cu boost, fără boost, dacă sunt foarte, foarte, foarte multe detalii. Dar hai să vorbim despre un cadru simplu, de o bicicletă entry level. În cazul de față este un cadru simplu. Aici se pot vedea sudurile, deci este un cadru de aluminiu, nu are cum să fie de carbon cu suduri, nu există cadru de carbon cu suduri aici sus sau aici sau în partea de jos la monobloc. Partea de rutare este pe exterior, pe jos, lucrul ăsta nu-mi place aici, pentru că toată mizeria de pe roată o să ajungă pe cablu și la un moment dat schimbătorul tău de pinioane nu o să mai meargă din cauza mizeriei, dar nu este o tragedie. Poți schimba cablul cămașa de la schimbătorul de pinioane foarte ușor și bicicleta o să fie din nou 100% funcțională. Dar cel mai important aspect atunci când vrei să-ți cumperi o bicicletă nouă sau second este mărimea cadrului. Dacă te urci pe bicicletă, o încalici, cum se spune la noi în popor, și zona ta sensibilă atinge de țeava asta, fără să te urci pe pedale, înseamnă că bicicleta ta îți este mare, iar dacă zona ta sensibilă este la o distanță destul de mare față de țeava asta, înseamnă că bicicleta ți este mică și automat dacă ți este mare o să stai și întins și dacă ți este mică o să stai înghemuit, așa, o să fii, nu știu, ca și când ai sta într-un sac, dau un exemplu random. Iar pe locul 5 am lăsat frânele, deoarece sunt cele mai ușor de schimbat și de obicei la bicicletele până în, nu știu, 4-5 mii de lei găsești frâne entry level și toată lumea este foarte revoltată pe chestia asta, că dau 4 mii de lei pe o bicicletă și găsești frâne entry level. De ce găsești frâne entry level? Deoarece sunt foarte ușor de schimbat. Schimbi maneta cu conducta și cu etrierul, îți pui un disc și un adaptor dacă vrei să-ți pui un disc mai mare față de cel stock și ai schimbat toată frâna complet. Păcând dacă ți-e o transmisie 3x8 și vrei să treci la 2x12, este vai de tine câte chestii trebuie să schimbi. Trebuie să schimbi absolut totul. Și de asta găsești biciclete foarte scumpe cu frâne entry level. Sunt cele mai ușor de schimbat. Dar să trecem la a șasea categorie și ultima, și în categoria asta bag restul bicicletei.
mai precis ghidon, pipă, cuveți, deși cuveții au treabă mai degrabă cu cadru, tije de șa, pșa, pedale. Și aici, la categoria asta, aș vrea să menționez un lucru. De fiecare dată, orice bicicletă pe care o cumperi, tot așa, până în pragul de 1000 de euro, o să găsești pedale ieftine, pedale slăbuțe calitativ, niște manșoane deloc confortabile și o șa la fel de deranjantă ca manșoanele. Asta nu este o tragedie. Dacă mă întrebați pe mine, sincer, fiind cele trei componente cu care tu iei contact în mod direct, sincer, eu aș prefera să mă duc să-mi iau o bicicletă nouă fără niciuna dintre componentele astea. Pur și simplu, să nu am manșoane, să nu am pedale și să nu am șa și să mi le pot eu alege din magazin, să mi le pun în funcție de preferințe. Manșoane dacă vreau mai moi sau mai tari, dacă o să port mănuși sau nu, pedale dacă vreau SPD-uri sau platformă și la șa să-mi aleg șa în funcție de lățimea bazinului meu. Tija de șa, ghidonul și pipa, iar sunt niște chestii preferențiale. La tija de șa nu știu dacă ai nevoie de una foarte lungă sau foarte scurtă, la pipă poți să spui o pipă lungă sau scurtă, dar dacă e o bicicletă entry level, nu cred că o să ai mare diferență între o pipă cu care vine bicicleta sau una foarte scurtă. La lățimea ghidonului, de obicei, ghidonul vine fix pentru ceea ce este construită bicicleta. Nu o să vezi o bicicletă entry level de 1200 de lei cu ghidon de 800, să stai așa pe o bicicletă de 1000 de lei. Și acum, la sfârșit, o să răspund la o întrebare pe care am întâlnit-o foarte frecvent în comentarii și în mesajele mele. Dacă îmi iau componente, dacă bicicleta o să mă coste mai mult sau mai puțin? Dacă ții componente separate, bicicleta o să te coste aproape dublu față de costul unei biciclete pe care o găsești în magazin. Dau un exemplu. Dacă bicicleta costă 2000 de lei și tu vrei să ți-o faci pe bucăți, dar fix cu aceleași piese, e posibil să te coste aproape 3500 de lei, aproape dublu. Dar dacă vrei să-ți faci o bicicletă custom, e bine să ai în vedere că prețul acelei biciclete o să fie destul de măricel, o să fie, poate se apropie de prețul unei biciclete de top, să zic. Dar o să ai o bicicletă custom, o să fie fix așa cum îți place ție și na, o să fie ceva unic în primul rând. Cam astea sunt categoriile principale pe care tu trebuie să le ai în vedere atunci când îți alegi o bicicletă. Le mai spun încă o dată: transmisie, furcă, roți, cadru, frâne, deși sunt foarte strict când vine vorba de frâne, le poți schimba foarte, foarte ușor și sunt cele mai ușor de schimbat. Și pe restul pieselor, categoria 6 pe care tocmai am menționat-o. Dacă ți-a plăcut videoclipul, apasă butonul de like. Dacă ți-a fost de folos, dă un share să vadă și prietenii. Nu uita să te abonezi, să aprinzi și clopoțelul. Până data viitoare, ai grijă de bicicleta ta și nu uita un lucru. Cea mai bună bicicletă e aia pe care o ai și o întreții. Până data viitoare, vă salut, pa, pa!